Acum ceva timp la noi în țară, tenisul era unul dintre cele mai în vogă sporturi. Foarte mulți copii se înscriau la cursurile de tenis cu gândul că într-o zi vor ajunge campioni. Cu același gând, o companie privată a decis în urmă cu 3 ani să deschidă în parteneriat cu primăria un teren de tenis pentru toți oamenii din sectorul 2 al capitalei. Acum, după mult timp pe teren, găsim doar gunoaie și plante crescute pe zgură. Și nu vă gândiți că oamenii nu mai sunt interesați de tenis, ba din contră. Însă pe teren suflă vântul pentru că acesta nu a fost dat în folosință nici măcar o secundă. În anul 2014, când Simona Halep era în finală la Roland Garros, o companie privată a hotărât să construiască pe raza parcului Morarilor din sectorul 2 un teren de tenis. Au venit, au lucrat, au fost BNR. Din acel moment și până în prezent nu a fost niciodată utilizat. Tot timpul a fost lacăt pe el. Copiii, dacă vreau să intre să se joace, efectiv n-aveau cum pentru că veneau paznicii și dădeau afară. Așa cum ne-au dat și pe noi, spunându-ne că nu avem voie să filmăm terenul fără aprobare. Trebuie autorizație ceva de la ADP ca să filmați terenul? Ca să filmăm terenul? Păi nu e spațiu public. Păi nu știu dacă e spațiu public, poate e privat. Păi și-l filmăm din exterior, de pe un spațiu public, parcul e spațiu public. Băi, tu nici mă atent când intră lumea pe teren aici? Așadar, am cerut la administrația domeniului public un punct de vedere pentru a înțelege, de fapt, ce se întâmplă cu acest teren de tenis. A fost un parteneriat între o companie privată și administrația locală a sectorului 2. A durat un pic pentru perfectarea documentelor. Acum sperăm într-un scurt, un timp scurt să promovăm o hotărâre de Consiliu și cu alte terenuri care mai există pe raza sectorului 2 să le băgăm în... Solicităm să fie scoase la licitație și să le dăm în exploatare pentru cetățenii sectorului. Asta înseamnă că oamenii pot intra pe terenul despre care cu greu ai putea spune că este un teren de tenis, având în vedere că zgura este distrusă, fileul nu există și în urmă cu puțin timp era folosit drept depozit. De câți ani e? De vreo 2-3 ani, cred. Da. De când a câștigat Simona Halep, de atunci s-a făcut. Dar păcat că nu-l dăm folosință, sunt atâția copii aici care ar putea să-l folosească cum e terenul ăsta de fotbal. Să plătește și vin și joacă copiii, fac, are antrenor, are... Și ăsta niciodată n-a fost folosit? Nu, nu l-am văzut, eu n-am văzut aici. Ați văzut vreodată copiii jucându-se? Niciodată. Deci cum l-a făcut așa, l-a lăsat? De fapt, acu' e. Acu' este. Acu' este terenul acela. Este. Nici nu scrie nicio tăbliță pe el, aparține așa, primăria, proprietate privată, nu nimic. Păi dacă e închis cu lacăte, ce să facem? Pe unde să intrăm? Sărim gardul? N-avem cum. Și dacă lacătul nu l-au putut deschide, câțiva copii au găsit o soluție pentru a intra pe teren și au făcut o gaură în plasă. Copii au spart... Au smart gard. Și au intrat. Dar așa nimeni n-a intrat așa. De bodyguard am mai întrebat, nu mi-a spus că se deschidă în câteva luni, când i-am întrebat acum 2 ani. Într-o lună a spus, gata, se deschide. Dar nu s-a mai deschis. Și nu v-a fi plăcut să vă spun? Ba da. Tot ce le-a mai rămas oamenilor de făcut este să spere că de data aceasta toate procedurile vor dura mai puțin.